Tina Toni, Tina Toni, hai să cântăm! Tina Toni, Tina Toni, vrem să ne jucăm! Prietenul meu, ne distrăm mereu! Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă! Tina Toni, Tina Toni, când ne întâlnim! Tina Toni, Tina Toni, nu ne plictisim! Prietenul meu, ne distrăm mereu! Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă! Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă! Da! Tina Toni! Tina Toni! Tina Toni! Piatra curajului. Primul care ajunge e câștigător. Alge? Iepurașule, 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 iepurașule! Ce s-a întâmplat? Ești speriat? Nu, nu mă tem de nimic. Doar pânze de păianjen, dinozauri, înălțim, apă, întuneric. Ia asta! Și nu o pierde! O piatră? Pentru ce? Este o piatră a curajului. Nu te-ai întrebat cum eu și Toni am devenit atât de curajoși? Uite așa! Serios? Nu ne crede pe noi? Hai să testăm! Tina, acolo! Pânză de păianjen! Fii puternic! Ai piatra curajului! Da! A funcționat! Nu mi-e frică de tine, pânză de păianjen! Să continuăm acest experiment! Stai! Sunt în apă! Plutesc! Experiment reușit! Acum nu-ți mai este frică de nimic! Așa este! Sunt super curajos acum! Și apoi vom găsi comori. Da! Să vedem cine poate urca cel mai repede. Mai sus și în locul cel mai întunecat. Ce-ai pățit? Nimic, fac exerciții. Bună! Bună! Te doare dintele? Nu, nu mă doare. Mă doare, dar n-am fost niciodată aici. Cred că voi pleca acum. Stai! Uite, e piatra curajului. Mi-o dai înapoi când termin. Nu mă simt mai curajos. Asta pentru că ești prea departe. Trebuie să te apropii de lucrul care te sperie. Ai venit până la urmă. Ce copil curajos. Intră. Ce spuneai despre excursie? Probabil vor fi țânțari și vom face insolație, iar picioarele noastre vor obosi. O să-l aștept pe porcușor să-mi dea piatra înapoi. Ajutor! Cineva să o ajute să neacă! Ajutor! Cineva să o ajute să neacă! Cine să neacă? Păpușa mea! Ajută-mă, iepurașule! Mai bine, m-aș duce repede să iau piatra. Nu, va fi prea târziu. Poftim! Iepurașul! 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 Am prins-o! Fratele meu e atât de curajos! Nu am fost eu! Era piatra asta! Mulțumesc, iepuraș! Piatra curajului a funcționat! Nu mi-a fost deloc teamă! Înseamnă că sunt două pietre? Sunt câte vrei tu să fie! Atât de multe! Asta înseamnă că a fost doar o piatră obișnuită? Înseamnă că sunt curajos fără ea? Așa este, iepuraș! Cine ajunge primul, câștigă! Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi!
Știai că Tralala este acum și pe televizor? Yeah! Tu l-ai găsit? Caută acum postul Tralala pe telecomanda ta! Tina Toni! Tina Toni! Tina Toni! Curaj! Tina! Sunt într-un mare necaz! Mi se mișcă dintele! Haide, Toni! Am pățit-o și eu de atâtea ori! Luăm ața și încercăm așa! Ți-e frică? Unu, doi, trei! Hai să încercăm altfel! Ce plângăcios ești! Să știi că mie nu-mi e frică de nimic! Hai să facem! Unu, doi, trei! Ai. A căzut? Tot se mișcă! Bine, deci nu-l putem scoate! Atunci... încercăm să-l băgăm la loc! Să-l băgăm la loc? Uite, trebuie doar să găsim ceva lipicios! Oh, dulceață! Dulceață? Haide! Ajută dulceața! Ia să iau și eu o gură! Că nu a fost îndeajuns. Mai avem dulceață. Asta cu siguranță va ajuta. Nimic aici și nici aici. Clinica șoarecelui deștept. De asta avem nevoie. Mi-e frică. Pe mine nu mă sperie niciun doctor, niciunul, nici măcar dentiștii. Nu mă sperie nimic, orice ar fi, nu mă sperii. Nu te îngrijora, dinții de lapte cad mereu. Fac loc altora noi și puternici. Nu-mi pasă dacă dinții cad. Știi, mie mi-au crescut unii noi, fără să-i scot pe cei vechi. Deschide gura, te rog. Vreau doar să mă uit, nu te speria. Of, of, ce mai dezastru. Trebuie să curățăm dințișorii. Bine, să vedem, ăsta e prea mic. Asta nu merge. Asta ne trebuie nouă. Deschide gura acum. Tina, îți e cumva frică de dentist? Te-ai descurcat bine. Nici mie nu mi-e frică. Atunci să ne uităm și la dinții tăi. Ia loc, te rog. Oh, mi-am amintit. Am ceva important de făcut. Tina, îți e cumva frică de dentist? Păi, sincer să fiu, nu sunt așa de curajoasă. Dar ești îndeajuns de curajoasă să recunoști. Nu mă voi lăuda niciodată. Pe cuvântul meu. Eu sunt cea mai onestă, cea mai sinceră, cea mai și cea mai... Tina, iar începi? Oh. Da! Tina Toni! Tina Toni! Tina Toni! Broscuța murdară. La 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 la. Hă? Ce? Un
1, 2, vas murdar. 3, 4, spăl urmele de muștar. Hă? Oh! Nu pot să-mi dau seama. Ha? Tony! Ha? Tony, nu mai curge apa! Nicăieri! Știu, Tina, așa că noi doi o să o reparăm. Tina, Tony? Tina, Tony! Echipa Tina, Tony! Tony, ești sigur că avem tot ce ne trebuie? Desigur, Tina, avem unelte, o lanternă și furtunuri. Tony, așteaptă! Ai o sabie magică sau măcar niște pudră care te face invizibil? De ce am avea nevoie de asta? Ca să ne luptăm cu broscuța murdară! Cu cine să ne luptăm? Tony, nu știi? Broscuța murdară e un monstru care stă în lac și înfundă țevile de apă! Tina, nu știi că apa curge prin sistemul de apă? Și dacă nu e apă, înseamnă că țevile sunt stricate. Și dacă e așa, trebuie să le reparăm. Of, Tony, Tony, ești așa de naiv! Stai, fără grijă, Tony! O să te apăr eu! Totul este în regulă aici, așa că... unde este? Tony, stai! E acolo, broscuța murdară! Of, Tony! Nu e o broască! E doar o găleată cu niște buruieni! Vezi? Soarele trece de găleată și formează... Tony, privește! Porcușorilor, ce faceți acolo? E piscina noastră! E grozavă, grozavă! E așa murdară! Din cauza piscinei voastre, toată lumea a rămas fără apă! Nici pentru spălat vase, nici pentru notat! Trebuie să speli vasele! Am verificat! Mai bine să noți în piscina noastră! E murdară! Hei! Nu ne strica piscina! Nu o să te lăsăm! Vezi, Tina? Și tu spuneai că e broasca murdară. Ce e o broscuță murdară? Broscuță murdară? Nu știți? Broasca nervoasă care trăiește în piscine mari și murdare. Asta e doar o poveste. Nu există nicio broscuță murdară. Tu ai auzit de ea? Da. Păi, sincer, am auzit chiar multe. Dar atunci ce mănâncă? Nu mi-aduc aminte exact. Cred că îi plac porcușori murdari. Curcenuși murdari delicioși. Nu, să nu ne prindă. Vezi, Tony? Acum pot să repar totul în liniște și pace. Echipa Tina, Tony. Ha? Ha! Recunoaște, Tina, nu există broscuța murdară. Știu, nu e un monstru periculos, dar tot poate să fie foarte folositor. Ne ajutați să alungăm pe porcușor din piscină. Da! Tina, Tony! Tina, Tony! Tina, Tony! Semne permise! Ta-dam! 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 În curând o să avem un parc elegant și încântător. Distrugeți parcul. Care parc? Nu înțelegem. Da, suntem pirați de pe mări îndepărtate. Până și pirații ar trebui să știe că nu e bine să rupi flori. E greșit și să strici potecile și să dărâmi băncile. Chiar nu știam. De unde trebuia să știm?
Habar n-aveam! Yo-ho, yo-ho! Wow! Haide, șoricică, poate chiar nu știau. Chiar așa? Trebuie să rezolvăm asta. Ce sunt astea? Da, nu înțelegem nimic. Semne cu ce nu e permis, ca să știți cu siguranță tot ce nu vă e permis să faceți. Ar fi mai bine să nu știm ce nu e permis. Așa ar fi o surpriză. Chiar te inspiră să faci ceva rău, ceva nepermis. Și desenele șoricicăi te inspiră mult mai mult. Șoricică, ce-ai desenat pe semnul ăsta? Nu i-am desenat asta. Au fost porcușorii. Nu am văzut niciun semn cu nu desenați. Acum e și mult mai frumos. Grozav. Acum trebuie să desenăm semnele din nou. Șoricică, putem să le desenăm noi dacă vrei. Nu-i așa, Tony? Tina participă, Tony e cu ea. Mulțumesc, Tina, mulțumesc, Tony. Mi-ați fi de mare ajutor. Aveți nevoie de vopsea roșie? Nu? Ne descurcăm și fără. Ce sunt astea? Ta-da! Semne permise! Ce înseamnă? Lucruri pe care poți să le faci? Da! Poți să netezești potecile! Ce altceva mai avem voie să facem? Ai voie să plantezi copaci! Dar ai voie să nu îi plantezi? Ai voie să nu îi plantezi! Poți să te gândești mai bine la ce e permis să faci! Uite, e permis să desenezi! Fii sigur că e permis! Se pare că semnele voastre cu permisiuni funcționează! Așa e! Să nu faci lucruri greșit e atât de plictisitor! E mult mai distractiv să faci ce trebuie. În cazul ăsta, hai să facem ce trebuie. Se pare că până la urmă chiar o să avem un parc elegant și încântător aici. Da! Tina Toni! Tina Toni! Tina Toni! Adevărata forță! Da! Avionul meu merge mai repede! Și mai sus și mai departe! Asta e tot? Avionul meu! Nu pot să ajung la el! Cada e foarte grea. Nu o să putem să o ridicăm. Asta înseamnă că avem nevoie de cineva care poate. Urs! Urs! Avem nevoie de ajutorul tău. Cum am reușit să mă înțepenesc? Ia să încerc. Poate asta? Nici o șansă. Nu-ți face griji, Urs. Te scoatem noi de acolo. Hei, eu nu prea pot să fac șpagatul. Cum îi zice? Gata cu... Cum îi spune ăstuia? Nu cu asta, cum îi zice. Trageți dintr-o singură parte. Trageți în sus. Avem nevoie de ceva înalt. Ca o macara.
avem nicio macara. Dar avem un copac. Ce-ar fi să-l tragem din părți mai bine? Dar ați făcut asta deja, trasul. De data asta o să fie diferit. Trebuie să dăm jos arcada. Oprește-te, lasă-mă pe mine. Da. Trebuie să abordăm problema aceasta dintr-un alt unghi. Am altă idee. Oh, nu. Ține-te bine. O să te scoatem ca pe un dinte de lapte. Calcă, Tony. Tony, pedalează mai repede. Tony, ești bine? Se pare că nu suntem destul de puternici, Tina. Da, să aducem pe cineva să ne ajute. Cine e cel mai mare și puternic? Urs. În afară de urs? Tu și cu mine. Atunci hai să ne chemăm prietenii. Haide! Hei, prieteni, ce faceți? Tragem de urs! Dar în felul ăsta nu o să reușiți. Hai, ce? O să rămân blocat aici pentru totdeauna? În cazul ăsta ar trebui să te faci comod. Hei, dar dacă am nevoie la baie? Nu! Calmează-te! Știu eu cum să-l scot pe urs de aici. Tot ce ne trebuie... Un tren! O macara? Un miracol? Tot ce ne trebuie este... ulei! Probleme se rezolvă cu mintea, nu cu mușchii. Vă mulțumesc tuturor! Nu aveți și tu nevoie de ajutor? Nu! Cred că știu cum să-mi rezolv problema. Cu mintea, nu cu mușchii. A mers! Wow! Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi!